bilețelele în urnă. În urma tragerii la sorți se va hotărâ cine va juca în 5, cine va juca în 6 decembrie. Da, sunt 16 echipe, dintre care se vor stabili cele 8 meciuri. În prima urnă, Dacia Mihalis, Hidromecanica Șugag, Fortuna Lunca Mureșului, Viitorul Sticul, Daia Română, Gaz Metan Valea Lungă, Unirea Alba Iulia, Dalia Sport, Daia Română și Inter Ciucât. Aceste echipe vor fi organizatoare ale meciurilor. Adversarele lor se vor alege din urna a doua dintre formațiile de Liga a 4-a clasate pe locurile de la 2 la 9 în ediția de campionat precedentă, adică vicecampioana Mureșului de jos, iar apoi Olimpia Iud, Șurianu Sebe și Vitorul Sântimbru cu Viroma Brude, Uroș Pringa, ASC Pianu și Rapice Fereteiuș. Bilețelele au fost introduse în urnă și poate începe efectiv tragerea la sorți. Vom extrage echipa gazdă la primul joc. AFC Unirea 1924 Alba Iulia va întâlni Olimpia Iud. Ce sunt Olimpia Iud? În al doilea joc vom extrage prima echipă considerată gazdă. AS Dalia Sport, Daia Română. Echipa oaspete. ACS Șurianu 1945 Sebeș. Al treilea joc. Echipa gazdă. AS Fortuna Lunca Mureșului din Liga 5-a. CS Rapid CFR Teiuș. În cel de-al patrulea joc, echipa gazdă, ACS Viitorul Spicul 2014, Daia Română. AS Eurospring. Cel de-al cincelea joc, tot AS Gaz Metan Valea Lungă. AS Mureșul Vințu de Jos. Cel de-al șaselea joc. AS Inter Ciugud. Va întâlni AS Viitorul Sântimbru. Cel de-al șaptelea joc, echipă gazdă, AS Dacia Mihalis, tot din Liga 5-a. Echipa oaspete, ASC Pianu 2013. Și ultimul joc, cel de-al optulea, din cadrul optimilor de finală, AS Hidromecanica Șugag, tot din Liga 5-a. Ce se cupri Roma Brud. Aceasta a fost așadar tragerea la sorți a optimilor de finală din partea județeană a Cupei României.